Suntem în cinta locașului sfânt al celei mai mari unități spitalicești din județul Buzău, Biserica Sfântul Panteleimon. Alături de colega mea, Ana Cristina Micu, avem o discuție de această dată cu preotul misionar Filian Raicovici. Preoți, mulțumim pentru timpul acordat. Știu că sunteți și dumneavoastră, ca orice om implicat în acest lanț al intervenției, față de oameni, și dumneavoastră sunteți unul care are timpul limitat. Suntem în casa Domnului și suntem într-o perioadă din ce în ce mai critică. Traversăm al patrulea val, care nu contenește să ne aducă, din păcate, multe tragedii. Se spune despre români că sunt cu Dumnezeu, că sunt pe Dumnezeu, este alături mai mult decât oricând acum. Și este firesc ca în acest context să avem o discuție despre rolul preotului în pandemie. În primul rând, vă mulțumesc cu un politicos, fiindcă ați venit la noi pentru a ne încuraja și a ne saluta. Vă spun bun venit, deși poate contextul este unul tragic. Vă mărturisesc că în perioada aceasta m-am simțit ca în săptămâna patimilor, fiindcă au fost foarte multe solicitări și la ore târzii. Și, pe de-o parte, mă bucură și vă spun și de ce, fiindcă sunt persoane care sună din diaspora. Am fost sunat chiar aseară de cineva din Germania, care avea pe mama dumneei cu o situație din aceasta mai critică și, desigur că am fost la mama dumneei, m-am întors, am sunat și eu înapoi în Germania și i-am confirmat că am putut să o spovedesc, să o împărtășesc și sper că nădăjduiesc că numai dânsii și tuturor celor care le-am asigurat partea aceasta a misionară a bisericii, le-am adus o bucurie, sper eu, o speranță. Am alungat frica de acolo de unde venise, să spun așa. Este foarte clar că pe această perioadă oamenii au nevoie de suport. Vorbim despre o perioadă în care ni se neagă dreptul la atingere, ni se neagă dreptul la a fi alături de ceilalți, de a fi în comuniune, mai nu se neagă dreptul de a putea să fii cu ceilalți. Și asta, bineînțeles, pe un temei legal în care trebuie să limităm răspândirea acestui virus. Cu toate acestea, este foarte greu să trecem prin aceste momente pentru noi toți, cu atât mai mult pentru personalul medical și pentru cei afectați. Și v-aș întreba în contextul ăsta. Cum simțiți că în această perioadă se raportează bolnavii, familia, toți cei implicați în acest act medical amplu, la Dumnezeu și la credință? Pentru că de altfel noi avem nevoie să credem, avem nevoie să trecem peste ceea ce se întâmplă și bineînțeles avem și studii care arată că noi oamenii avem anumite zone ale creierului care sunt responsabile de credința în Dumnezeu. Sigur că da. Probabil că ați constatat fiecare din dumneavoastră că ce ne-a cuprins în perioada aceasta. Frica, care este un sentiment foarte urât. Și atunci, atât cadrele medicale, și eu ca preot, cât și doamna psiholog, am căutat să facem front comun și le mulțumesc pentru colegialitate, am căutat să dăm dovadă de responsabilitate în sensul că ori de câte ori am fost chemat și am fost destul de des, vă pot confirma, de exemplu, secția PNF. Săptămâna trecută, ca să vă faceți o idee, adeseori la 5 dimineața am fost acolo. Și vă spun povestea unei familii, o soție, care i-a spovedit și împărtășit pe ambii și au murit unul într-o zi și unul în cealaltă. Vă dați seama drama acelei familii și era chiar vorba de o colegă de-a noastră infirmieră. Deci a pierdut ambii părinți la diferență de o zi. V-am spus, impactul emoțional și șocul este unul mare și pentru noi. Dar căutăm să ne încurajăm unii pe alții, fiindcă ăsta e scopul, să facem front comun și să căutăm să ajutăm pe cât se poate. Unii, într-adevăr, au plecat la în veșnicie, alții ne-au mulțumit că au reușit să iasă de aici. Noi sperăm că în continuare putem să facem față și să răspundem cu promptitudine ori de câte ori suntem chemați. Și apropo, dacă în continuarea întrebării pe care mi le-ați adresat, i-am căutat, indiferent pe ce secție am fost, să respect absolut tot toate regulile de acolo, în sensul că am fost echipat de către colegii mei,
Am intrat la bolnavi, pe urmă m-au ajutat să ne dezechipăm, să dăm cu acele substanțe care sunt specifice, dar așa la până încât deocamdată, sincer, n-am avut probleme. Eu personal mă simt bine și mă bucur că îmi pot ajuta. E și asta o situație paradoxală, sunt îmbrăcat în negru mai tot timpul. Asta este misiunea dumneavoastră și îmbrăcat de această dată un combinezon alb, care, bine, înseamnă puritate, practic. Da, v-aș răspunde printr-o întrebare. O întrebare în sensul că în momentul când ești în halat negru și te afli printre halate albe, sau mai bine spus, când eu mă aflu între colegii mei, e o situație mai relaxantă, să spun. Dar în momentul când eu sunt în reverenda neagră și dânsii în halate albe, desigur că la început, în urmă cu aproximativ 6 ani, aveam emoții. Dar acum au dispărut, am început să mă adaptez, să mă învăț cu climatul de aici, să știți că uneori este unul alert. Deci nu vreau să vă mărturisesc că nu a fost situație că am fost doar chemat la 5 dimineața și atât. Nu! Pe urmă am fost chemat aici la micro 14, am fost chemat pe ATI, am fost chemat, de exemplu, la maternitate. Au fost situații când au fost copii bolnăviori, și familia a solicitat. Deci eu, ca să nu se subînțeleagă alte lucruri, eu nu vin de capul meu sau să fac prezență sau cu prezență sau... Nu! Sună familie, părinte, solicităm sau cadrele medicale. Familie sună la spital, pe secții și de acolo eu sunt distribuit, să spun așa, în locurile unde e nevoie de mine. Plus că mergem și la oncologic. Adică nu este ușor într-o zi, vii la 5-6 dimineața și sunt situații când, de exemplu, aseară, v-am spus, vă mărturisesc că am plecat de aici ultima dată la ora 19. Cum ar asta zi de viața unui tăcut misionar? Multe emoții și multă bucurie. Asta e cuvântul, multe emoții, în sensul că impactul, v-am spus, emoțional e un uriaș. Când vezi pe acel om că nu poate respira, că are și alte boli, că își cere ajutorul, dar sunt și situații, v-am spus, când vine și satisfacțiile, în sensul că omul, vezi lacrimi în ochii lor și spune: Părinte, vă mulțumesc cu un politicos că ați trecut și pe la noi. Zic, datoria morală, noi nu trebuie să abdicăm. Noi suntem acum, am spus-o și în primăvară, ca într-un război. Trebuie să abdicăm și nu trebuie să fim lași. Trebuie să ne încurajăm și se spune frumos și îndemn pe toți creștinii și pe bolnavi și pe colegii mei cadre medicale, care le mulțumesc pentru amabilitatea de a mă îngloba, să spun așa, în sistemul dumnealor. Se spune că rugăciunea este respirația sufletului. Sufletul își cere și el drepturile lui. Așa și bolnavii. Deci sunt situații când iată, ce ar cele necesare ale sufletului. Și pentru că toți suntem în această zonă care vorbim despre oameni, din păcate, natura umană de multe ori este în așa fel încât deznădăjduiește sau își pierde speranța. Asta este și un sol fertil pentru dezvoltarea depresiei și altor tulburări. Este cumva uman ca la un anumit moment dat să simți că nu mai poți și că vrei să abandonezi lupta sau să nu mai crezi că te mai poate salva cineva sau ceva, fie că este vorba despre Dumnezeu sau despre cadrele medicale. Și poate că în situația asta s-au regăsit și unii dintre cei care ne urmăresc sau unii bolnavi sau unii aparținători legați care pur și simplu simt că nu mai pot și că nu mai am încredere în nimic. De unde începe discuția sau cum interveniți în această zonă? Pentru că mă gândesc că un cuvânt din partea dumneavoastră ar putea să aline și să îi ajute pe cei care poate văd acest material. De acord cu dumneavoastră și sunt sentimente firești. Deci nu sunt nefirești. Și frica, și dezlădejdea, și descumpănirea, și nădejdea, și dragostea, și iubire, toate sunt sentimente firești. Desigur, eu am constatat, și cred că am constatat corect, că cel mai mult omul, de altfel îl vezi poftează. Că deja și-a spus povestea vieții lui. Și anume, taina spovedanii. Nu degeaba îi se spune taină. Are ceva sacru acolo. Și dacă de multe ori îi spovedesc, să știți că am constatat un lucru. Marea majoritate a celor care vin la spital, mulți dintre ei nu sunt spovediți din copilărie. Vă închipuiți că noi avem anumite frustrări, că îmi dăm seama că am făcut anumite greșeli și anumite păcate pe care le regretăm, clar. Și atunci, deci, intervine ce? Mustrarea de conștiință.
Și atunci am omul, în momentul când l-ai sfârșit și reluat, etapizat din copilărie, vezi pe tipul lui, vă mărturisesc cu sinceritate, că s-a ușurat. Și îi întreb, doriți să vă împărtășiți sau un pic de aiază sau să mai citesc niște rugăciuni de sănătate? Marea majoritate răspund pozitiv și vă mai spun un amănunt. Sunt sunat să merg pe o secție, dar când mă văd bolnavi din celelalte paturi, părinte, veniți și la noi, veniți și la noi. Și de multe ori am mir de la colegi de la episcopie sau mi l-a oferit cineva de la o mănăstire, de când au fost pelerinaje recente la Sfântul Dimitru cu Viața Paraschia, și cu acel mir îi un. Și se bucură foarte mult pentru acest lucru că am trecut pe la ei. E o încurajare. Ce spuneți dumneavoastră și apropo de faptul că vă văd alți pacienți din alte fanuri și vă cheamă, se prezintă practic chemarea aceea speranță, pe care cu toți ar trebui să o avem, fie că suntem în afara spitalului, fie că suntem pe stradă, fie că suntem în spital. Pentru că trăim cu toții. Cu toții suntem afectați de această criză pandemică. V-aș întreba, părinte, e delicat ce urmează să vă întreb. Ați pierdut, cred, firul oamenilor pe care i-ați povestit și despre care ați aflat ulterior ca oameni. Da, este adevărat. Să vă faceți o idee sau despre activitățile pe care le desfășurăm aici, fiindcă nu v-am spus de toate. Sunt situații când, ca să vă faceți o idee, noi consiliem, am făcut eu, noi avem dreptul de a semna în foaia pacientului la rubrica consiliere religioasă, aruncut, sau slujbe pastorale. Noi consiliem an de an peste 2.000-2.500. Deci, fără, în perioada aceasta, au fost, se va depăși anul acesta și anul trecut s-a depășit numărul. Pe de altă parte, aș dori să subliniez și un alt lucru. Activitatea noastră nu se răsfrânge doar asupra bolnavilor. De multe ori vin colegi cu probleme de sănătate. Chiar am fost zile trecute la un coleg de la care trebuie să meargă la București. Vin colegi care au problemă de divorț, o problemă faci. Și atunci trebuie să găsesc resurse în mine, iar eu, la rândul, unde găsesc resurse? În Sfinți. Avem acest Sfinț doctor fără de acest scos, vaci de la mine, în Chirșioan. Pantelimon și Ermolaia Sansoși de 1008, și Anachit, Talălui și Tifon, Epictet și Asion, Luca, Artimeie, Efrem cel Nou, Nectarea Leghine. Și atunci eu, ca preot, îmi plec genunchii și le cer ajutorul divin. Probabil altfel nici eu n-aș rezista. Păi de altă parte, fiindcă poate nu se știe, activitatea noastră se mai răsfrânge și asupra altui aspect. Și anume, sunt oameni ai străzii care nu au familii, nu are cine să-i îngroape. Și atunci, eu ca preot de misiune, cu un grup de credincioși dezinteresați, ducem și le facem cele de prohodit. S-a fost încă o întrebare ușor sensibilă. Aș vrea să duc eu puțin discuția în zona aceasta de iertare, pentru că, tot la fel, natura umană, de obicei, nu corespunde cu ceea ce ar trebui, tocmai de aceea avem probleme și oamenii, cu atât mai mult în această situație în care pierd persoane dragi sau medicii care pierd pacienți, ar putea fi extraordinar de critic și ar putea simți că dacă făceam mai mult în secundar, dacă mi-aș fi avertizat fratele sau soara, dacă nu lăsam copilul să se ducă la acel eveniment la care s-a îmbolnăvit, cred că și asta ar putea să fie o problemă legată de faptul că oamenii cumva în această perioadă ar trebui să învețe să se ierte pe ei și să ierte pe ceilalți, însă în teorie sună simplu, în practică foarte complicat. Cum abordăm această problemă a iertării într-o situație în care pare că totul este împotriva noastră? Toți frații noștri creștini să ne uită un aspect. Ce este din suflet, în suflet se întoarce. Ce este din inima ta, în inima ta se întoarce. Și de aici ne încărcăm. Deci dacă tu din inima ta, hai să spunem așa, ne jucăm un pic și spune că trimitem niște unde electromagnetice, ca o antenă. În momentul în care tu emiți de aici din sufletul tău răutăți, mă iertați, blasfemiezi pe celălalt sau spui, la un moment dat, ele se întorc tot acolo, știți? Iar se spune că uitați împărăția lui și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Pe de altă parte, se spune că toți avem ce? O cruce. Dacă priviți la om, dacă omul întinde mâinile, priviți, este o cruce. Viața lui este o cruce, destinul lui de asemenea, și toți trebuie să accepte că
v-aș putea răspunde printr-o altă întrebare, la întrebarea dumneavoastră. De ce mor copiii în accident? Regretate, mult. De ce mor tine? De ce mor banal, să spun așa? Nu, fiindcă noi trebuie să înțelegem că avem o cruce a noastră, un destin al nostru, pe care oricât am căutat noi, noi trebuie să fim în relație cu Dumnezeu și în deciziile pe care le luăm în viață, să cooperăm cu Dânsul. Eu vă spun, mărturisesc, doar n-am fost dintotdeauna trebuie, nu? A fost și mirea. Dar orice am făcut în viață și deciziile pe care am luat-o, mai întâi mi-am plecat genunchii și m-am rugat acolo să mă lumineze, sau să-mi dea șansa să văd cum e, sau am cerut să am și un copii, sau, mă înțelegeți, orice pași am făcut în viață, și asta le spun tuturor, să nu își pună nădejdea numai în dânsii. De ce? Fiindcă spun Sfinții Părinți, atunci Duhul Sfânt ne părăsește. Adică punându-ți nădejdea în tine, e ca și un păcat al mândriei. Atunci când spui, a, eu fac, eu, de la mine vine puterea, eu sunt cel mai tare, eu... Și atunci punându-ți nădejdea în tine, atunci Duhul Sfânt zice, bine, eu te voi lăsa și singur, să vedem. Și atunci vine frica, vine panica, tremură și spui, au, nu, nu e bine așa, e rău singur. Și atunci, de multe ori, când intri în situația aceasta, apropo, ați văzut, când vine un cutremur, când ești în, vine o calamitate, gen inundație, știu eu, din toate ce spui, Doamne, ajută-mă, Doamne, nu ăla, nu spunem așa, din instinct. Spui. Asta le recomand tuturor și mie ca preot, vă spun ce înseamnă, nu pot să mă dezvitez de actul acesta al rugăciunii, al iertării, a faptelor bune. E vremea faptelor bune la sfârșitul lor. Cât aveți timp să le faceți, faceți-le, fiindcă vine o vreme când s-ar putea că nu o să le mai poți face. Și apropo de faptul bun, Părinte, și în continuare de discuție, empatia, practic, în această perioadă, ar trebui să fie o stare de fapt. Din păcate, și trebuie să spun asta. Nu este. Nu este. Parcă suntem, parcă suntem din ce în ce mai deprimați. Într-o stare de criză cum este această criză pandemică în care, iată, mor oameni, în care avem de-a face cu tragedii, de ce nu există o comunitate ca noi vrea să fie, să vă formulăm un răspuns critic? Deși știu că nu veți da un răspuns critic. Cât de mult ar ajuta ca noi să fim uniți? Vedeți, frățile dumneavoastră, Mântuitorul într-una din parabole spune că un om, și se folosește foarte mult această Evanghelie la Sfântul Maslu, care e pentru bolnav, spunea că un om a coborât pe o cale și spune că acolo a fost prins de tâlhar și a fost batjocorit și a trecut mai multe persoane pe lângă dânsul, dar culmea, cel care era samarinar, adică de ala neam, preferă, a zis că acela l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Întrebarea se pune, și cine este aproapele meu? Orice om, indiferent de etnie sau de religia pe care o are, noi trebuie să-l ajutăm. Indiferent. Deci, tare mult m-aș bucura ca cei care ne vor vedea, ne vor asculta, să înțeleagă că noi trebuie să ne jertfim unii pentru alții, să coborâm noi în noi încine, să avem mai multă voință și o să vedeți că lucrurile se schimbă. Chiar în contextul în care, în această situație, eu timp să mă leg de lucrurile care de obicei nu sunt așa cum ar trebui să fie, în această situație, eu timp să cred că foarte mulți dintre oameni, în ciuda faptului că ar trebui să se deschidă către ceilalți și cumva să punem împreună resursele pe care le avem pentru a reuși să construim ceva, ajung în situația în care se gândesc că ar trebui să-și conserve resursele lor. Mă protejez pe mine, am grijă de mine, nu trebuie să-mi fac grijă pentru ceilalți, trebuie să-mi fie mie bine, pentru că este o perioadă de criză. Cum s-a ajuns de la faptul că, în mod normal, într-o situație de criză, noi ar trebui să ne unim și să luptăm împreună să ieșim din ea, la o situație în care ne centrăm din ce în ce mai mult egoist pe noi, pentru a ne fi doar nouă bine și ceilalți nu contează? Am constatat cu toți acest aspect. Dacă veți merge și în magazinele alimentare, mai întâi știu să iau eu, sau, adică am văzut așa, o îmbulzeală, o înghesuială, ne umilim și prin parcări. Ce să zic? Păi tocmai de aici pleacă, fiindcă iubirea de sine, care își pică într-o slavă de șarfa noastră proprie. Egoismul acesta, iubirea de sine exacerbată, care nu ne gândim în mod egoist decât la noi, și
cu cel de aproape mai trebuie să scap eu și celălalt, nu știu, vom vedea sau nu mă interesează. Ori, dacă veți căuta în istoria omenirii, veți constata că ori de câte ori cineva s-a jertfit pentru altcineva, da? A fost pomenit și în istorie și de către biserică cu mult drag, să spun așa. Adică noi ar trebui să, fiindcă noi facem gesturile astea, de ce? Din frică. Intrăm în panică, mie îmi trebuie medicamente mai multe, eu mie îmi trebuie mâncare. Și de multe ori uităm de aproapele nostru și de multe ori se răsfrâng, îți dai seama la un moment dat că de fapt iubirea asta de sine, vei constata că neiubindu-l pe cel de lângă tine, totul este în zadar. Sunt de pe final de studiu, și m-aș întreba în loc de concluzie, să ne spuneți, ce se află de fapt în spatele cifrelor? Cifre pe care le vedem, le citim, trecem foarte ușor, din păcate, peste ele, dar dumneavoastră știți foarte bine ce se află de fapt în spatele fiecărei tragedii. De acord cu dumneavoastră, nici nu pot confirma cifrele, dar nici nu le pot combate, și niciunul dintre noi. Dar nu, vă mărturisesc cu maximă sinceritate și seriozitate că bolnavii și numărul morților este triplu față de acum. Vă spun cu maxim, deci eu știu ce a fost acum an și ce este anul acesta. Vorbesc numeric, cât a căutat un manager și conducerea, de așa natură încât să mulțească numărul paturilor. Adică te uiți, mergi pe secții care știi că acolo era cândva secția medicală, sau un exemplu, sau era secția neurologie. Deci am căutat să le comaseze sau să facă de așa natură încât să mulțumesc pe cât mai mult, dar și dumneavoastră sunt foarte mulți bolnavi. Mulțumesc așa. Ce să spun? Colega dumneavoastră m-a provocat mai devreme la o discuție aceasta a iubirea apelui, a iertării și a rugii. Asta aș transmite tuturor celor care sper că ne vor vedea. S-a apropiat cu niște sărbători sublimi, superbe. Un cântec pe care de iertare și noi vom căuta aici la spital, tu știți că în an am căutat să trimitem pachete prin sate mai sărași, să caute, fiindcă mă iertați, omul nu ia nimic cu el, decât propriul suflet și dă saga faptelor bune, să nu uitați. Cât puteți și unde puteți ajuta și cine poate milui pe aproapele său, să miluie pe dânsul. Mulțumesc. Mulțumesc, mă respect.